Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Transilvania Culturală aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuca. Astăzi avem onoarea de a avea ca oaspete pe rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, domnul profesor Ion Aurel Pop. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și vă mulțumesc de invitație. Mulțumim și noi în numele Centrului de Cultură și Arta Județului Sălaj, a Consiliului Județean Sălaj, Asociației Culturale JAD, a multor altor asociații, instituții, o vizită importantă în județul nostru a unei personalități, fără niciun fel de modestie, sper să fie receptate aceste gânduri, UBB. O instituție extrem de importantă. Da. Vitală. E așa de importantă încât importanța ei ne apasă pe toți, dar ne și călăuzește în același timp și ne dă forță să ducem mai departe o instituție emblemă, nu numai a Clujului, a Transilvaniei, dar și a țării noastre, a țării românești. O instituție cu rădăcini la 1581, când avea 3 facultăți și era organizată după modelul universităților similare europene, o instituție în care s-a predat în limba latină, ca în toate marile universități ale Europei la începuturi, apoi s-a trecut la limbile vorbite în Transilvania, după puterea locuitorilor, după cei care dețineau puterea, s-a predat în maghiară, s-a predat și în germană chiar, din nou în maghiară, și din secolul al XX-lea, după Unirea cea Mare, s-a predat în limba română, pentru că s-a refondat universitatea, cum știți, în 1919. Dacă vom fi sănătoși, vom sărbători în curând un veac de la reînființarea universității în formă națională românească, Universitatea Națională a Daciei Superioare s-a numit, iar Naș i-a fost cel mai mare arheolog român, venit de la București special pentru asta, Vasile Pârvan. Un alt Naș a fost Nicolae Iorga și de atunci această universitate răspândește lumini în Transilvania, în România și în Europa. Limbile în care se predă astăzi sunt româna, maghiara și germana, pentru că am devenit mai înțelepți între timp, respectăm tradiția locului, avem multe programe însă în engleză, în franceză, în italiană, în spaniolă, mai ales de când am intrat oficial în Uniunea Europeană, încercând să facem față tuturor provocărilor care vin din lume spre noi, dar să ducem cu fruntea sus. Actualmente sunt cam 42.000 de studenți, 2.000 de cadre didactice și cam tot atâția angajați care ne ajută la bunul mers al instituției. Încercăm să ducem mai departe această făclie a cunoașterii, a învățăturii și educației, a instruirii și cercetării în același timp. Și cred că este o emblemă, spuneam acum câteva minute preasfinției sale episcopului Petroniu, că primii oaspeți care vin de vază în Cluj vin la universitate, nu ocolesc această instituție, unul dintre cei mai mari angajatori astăzi, o instituție în care studenții trebuie să se simtă bine, profesorii trebuie să simtă la ei acasă și trebuie să funcționeze în toate articulațiile sale și rămân la ideea că universitatea, dacă merge bine, este barometrul unei națiuni. Dacă universitatea merge bine, și națiunea merge bine. Sper să fim un exemplu în acest sens, cu toate greutățile pe care le avem. În ce măsură ați reușit să transformați societatea românească în acești ani? Universitatea, cu toți rectorii, decanii, profesorii, câți au fost după decembrie 89? Universitatea în ansamblu, ca instituție în România, cu siguranță a reușit. Eu vorbesc aici de marile universități care dau tonul în țara noastră și care sunt universitatea noastră, Universitatea din București, Universitatea din Iași, cea din Timișoara, câteva universități de medicină și farmacie, câteva politehnici, câteva universități de științe agricole, silvice și medicină veterinară, conservatoare. Din 100 de universități câte sunt astăzi în România, există un grup de 12, 15, maxim 20, care dau tonul în această țară și aceste universități au schimbat România. Noi nu vedem aceste schimbări în bine și câteodată e bine să fie așa. Vedem relele și greutățile și le criticăm
și mai mult decât le criticăm, încercăm să le schimbăm, să le evităm, să reparăm ceea ce e rău. Nu reușim întotdeauna. Și să știți că eu nu mă supăr nici pe cei care mi-atrag atenția că am produs absolvenți pentru străinătate. Dacă am produs absolvenți buni pentru străinătate, deși nu acesta e idealul nostru, e semn că populăm cu români Europa și cu români de treabă. În Franța se duc profesori și medici de la noi, în Statele Unite avem informaticieni care sunt produsul universității noastre și care sunt atât de apreciați încât șefii de la Silicon Valley vin la noi să vadă de unde le-au venit angajați de elită. Deci, undeva, chiar dacă producem pentru întreaga Europa și pentru întreaga lume, e foarte important. E adevărat că dumneavoastră ați pornit de la schimbarea țării și pe noi ne interesează să schimbe bine, în bine România. Și din acest punct de vedere, nu veți găsi un loc în această țară unde să nu fie un absolvent din Universitatea Babeș-Bolyai. Ceea ce este măgulitor, este frumos, e important, dar și obligă foarte mult. Și eu, ca rector, simt greutatea care apasă pe umerii mei, responsabilitatea care apasă și aștept să pot preda ștafeta asta a rectoratului pe care a început-o un rector polonez la 1581, s-o dau mai departe urmașului meu pentru a asigura continuitatea într-o valorile supreme ale învățăturii și educației de care vă vorbeam. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Transilvania Culturală. Vă amintesc astăzi cu academicianul Ioan Aurel Pop, rectorul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca. S-a aruncat cu noroi în învățământul românesc, poate prea mult în ultimii ani. Cum comentați dumneavoastră, foarte pe scurt, aceste împroșcări? Știți cum se întâmplă? Toate domeniile noastre au fost sub controlul unei dictaturi de tip comunist care a durat cam 40 de ani și acolo totul era dirijat și totul era ordonat de sus. După căderea regimului comunist, chiar dacă ne-am amărât noi mult în legătură cu libertatea asta fără limite, era normal să se întâmple așa. Acum, la fel de normal ar fi să ne dobândim echilibru și să reușim să revenim la prețuirea valorilor. Cei care atacă învățământul românesc de dragul atacurilor și nu cu gândul la îmbunătățirea situației, fac o adevărată crimă, pentru că școala este și va fi mult timp de acum înainte esența unei civilizații și a unei culturi. Și mi se pare, George Călinescu spunea la un moment dat în epoca interbelică, că ar trebui să ne străduim în așa măsură ca cei mai buni absolvenți din toate domeniile să rămână dascăli. Pentru că dacă ajung dascăli, oameni slabi sau mediocri, generațiile viitoare vor ieși slabe sau mediocre. Și orice om, indiferent de specialitatea lui, dacă ar putea fi o vreme dascăl, vâna cea mare a națiunii ar fi sănătoasă. Asta ar trebui să fie preocuparea noastră. Din păcate, atacurile care sunt acum mai mult de jumătate sunt neprincipiale, sunt urmarea unor interese meschine și atacând un profesor sau altul se urmărește desconsiderarea școlii românești, ceea ce este nepotrivit, este dăunător și este, poate fi considerat chiar o crimă împotriva culturii și civilizației. Cât îmi stăm putință și ne stăm putință, vrem să împiedicăm aceste lucruri. Școala trebuie criticată, trebuie îmbunătățită, dar în același timp trebuie prețuită. Bun, să mergem mai departe, nu avem mult timp astăzi. Istoria Transilvaniei, vă spuneam și înainte, ați făcut un lucru extraordinar, cel puțin în perspectiva mea, cu această arheologie a spațiului în care trăim, printre puținii care ați făcut-o într-o perspectivă multiplă, echilibrată, așa cum vă place să spuneți. Credeți că veți reuși să impuneți un model din perspectiva asta a recuperării multiculturale a istoriei unei țări care este bântuită de naționalisme, de extremisme? Da. Acum eu mă feresc foarte mult de modele, că modelele pot crea și chinci,
care să ne țină încorsetați. Pe de o parte, pe de altă parte avem nevoie de modele cu toții, că lumea asta așa s-a format prin modele sau urmând până la un punct modele. Transilvania e un lucru mult prea important pe lumea asta, este patria părinților noștri, de fapt eu am făcut o tautologie că patrie vine de la părinte, e patria noastră, locul unde zac toți ai noștri, care ne obligă, toți ne obligă să fim harnici, buni, vigilenți și în afară de construcția de fiecare zi, în afară de faptul că trebuie să ne îndeplinim misiunea fiecare acolo unde suntem puși să o facem, de la pompierul care ne ferește de foc până la țăranul care strânge recolta și ne face să ne perpetuăm viața fizică cel puțin, deci de la fiecare trebuie să acceptăm ceea ce este bun, dar în același timp trebuie să acceptăm că sunt și unii oameni care se gândesc la trecut. Se gândesc la trecut nu pentru ei. Fiecare ne gândim la trecutul nostru individual și nu putem trăi fără amintiri din copilărie, cum ar zice Creangă. Dar ne gândim și la trecutul de grup, la trecutul comun, care ne-a adus, după o perioadă istorică îndelungată, la stadiul de a avea o țară numită România, formată din provincii istorice, o țară de țări. Aici suntem, iată, în țara Silvaniei. Nu de mult am fost în țara Bârsei, putem merge în țara Năsăudului, putem merge spre Maramureș, că și acolo e țara Maramureșului, o țară de țări pe care am construit-o și am dus-o mai departe, spre deosebire de alții care n-au reușit să facă acest lucru. Deci istoria, ca să nu ne copleșească, trebuie să o cunoaștem. Ca să o cunoaștem, trebuie să o cunoaștem cât mai aproape de realitate. Există acum un curent agnostic în istorie care zice că trecutul nu poate fi cunoscut pentru că odată ce s-a petrecut, el rămâne mort, a fost și că fiecare căutător în ale trecutului e liber să scrie ce vrea el despre trecut pentru că oricum nu ajungem la adevăr. E un lucru fals care ne îndepărtează de esența lucrurilor. Istoricul trebuie să ajungă la prezentul oamenilor care au trăit în trecut cât mai aproape de acest prezent. Asta nu înseamnă că va ajunge vreodată la esența cea adevărată, pentru că nouă oamenilor nu ne este dat accesul la adevăr absolut. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să căutăm adevăruri. Găsind adevărul despre trecut, poate ne întărim câte un pic, poate ne încurajăm, poate ajungem să transmitem pentru prezent copiilor noștri un mesaj pe care ei să-l ducă mai departe în viitor, pentru că așa ne-i datul firii. Soarta noastră de oameni e să preluăm, să dezvoltăm și să transmitem mai departe. Dacă mă întrebați de ce facem acest lucru, poate sunt mai acasă să ne răspundă slujitorii Domnului la altar decât istoricii. Istoricii se mișcă într-un orizont limitat și studiază, cum vă spuneam, memoria colectivă a omenirii sau prezentul oamenilor care au trăit în trecut. Iar Transilvania, din acest punct de vedere, credeți-mă, e un creuzet, un exemplu. Cineva o numea Mica Europa. Gândiți-vă că aici se întâlnesc răsăritul cu apusul. Se întâlnesc credința catolică occidentală cu credința bizantină răsăriteană, cu reforma religioasă, dar poți să găsești și o sinagogă lângă o biserică creștină. Se întâlnesc popoare romanice, poporul român fiind singurul moștenitor al romanității orientale, un popor fino-ugric dintr-o mare familie asiatică, poporul maghiar, germanii care vin dinspre Occident și sașii noștri și cușvabii fac parte din familia popoarelor germanice, mai avem ucraineni sârbi care reprezintă marea familie a popoarelor slave, avem o minoritate armeană, una greacă, cu alte cuvinte, toate marile familii de popoare europene și toate credințele importante care se găsesc în Europa sunt aici. Stilul romanic, stilul gotic, stilul renascentist, stilul bizantin, stilul baroc, nu le găsești atât de bine reprezentate în niciun loc decât în România și în Transilvania. Ceea ce trebuie să ne dea curaj și să ne dea puterea de a înfățișa aceste lucruri. De multe ori rămânem cu gura închisă, cu mințile întunecate și nu le știm spune străinilor decât ceea ce ne doare. Și asta trebuie spus. Dar înainte de a le spune ce ne doare, ar fi bine să le spunem cine suntem,
de ce cântăm doine, de ce avem în limba română cuvântul dor, de ce știm să străbatem spațiul vălurit și de ce unul pe care îl chema Lucian Blaga a teoretizat spațiul mioritic, de ce a scris trilogia culturii. Astea sunt lucruri care trebuie să ne preocupe, după părerea mea. Și până la urmă putem ajunge și la alte explicații de gen viață cotidiană, care sunt foarte frumoase. Și după ce terminăm cu toate astea, atunci trebuie să-i spunem și de necazul străinului, dacă are bunăvoința să ne asculte. De multe ori noi începem cu sfârșitul. Sau începem, cum ar zice occidentalii, nediplomatic. Și din acest punct de vedere greșim. De aceea cred eu că avem și un mare avantaj, că în tot rău și un bine, aproape toți străinii care vin aici vin cu impresii proaste, crezând că noi trăim încă în copaci, că n-avem trotuare sau televiziune, și când vin constată că avem una dintre cele mai rapide rețele de internet din Europa, că ei noștri sunt cei mai buni informaticieni, specialiști în IT, și că țara e frumoasă, că are tot ce-i trebuie, că până și toaletele publice arată europenește, și ceea ce ne dă curaj, în sensul că dacă vii cu o impresie proastă, sigur că pleci cu una bună în România, unde nu umblă căpcăuni și nici vampiri nu mai zboară, cum cred americanii că se întâmpla pe vremea lui Vlad Țepeș. Domnule profesor, sper că vom fi sănătoși și vom trăi momentul magic 2018, 100 de ani de la Marea Unire. Ca istoric, ca profesor, ca model discret, așa cum v-am spus, în opinia mea că sunteți. Cum credeți că va primi România acest centenar extraordinar? Până atunci mai sunt vreo 4 ani și dacă vom fi înțelepți, îl va primi foarte bine. Nu trebuie să-l exagerăm. Nu trebuie, după părerea mea, să facem festivisme exagerate și complicate care să obosească publicul. Câteodată suntem capabili să obosim publicul înainte de sărbătoare foarte mare. Un scriitor de expresie germană, Stefan Zweig, are o carte, Orele astrale ale omenirii. E, vreau să vă spun că din experiența mea de istorie, momentul 1918 a fost ora noastră astrală. Ca națiune ne-am dat măsura valorii dintr-o țară care avea cam 137.000 de kilometri pătrați, am făcut una de aproape 300.000 de kilometri pătrați. Un glumeț ar zice că nu provinciile s-au unit cu România, ci România s-a unit cu provinciile istorice atunci, adică cu Transilvania, Banatul, Crișana, Maramureșul, cu Basarabia, cu Bucovina, cu vetrele noastre de viață românească. Deci am făcut un lucru cu totul esențial atunci, în timp ce alții, în aceleași momente, își trăiau urmările greșelilor trecutului, noi am reușit atunci să ne adunăm energiile și toată generația de atunci. De la Ionel Brătianu, care a fost prim-ministru al României, unul de glorie, până la Marghiloman, care a semnat pacea rușinoasă de la Buftea București, silit de împrejurări, și ajungând în Transilvania, până la George Pop de Băsești, Iuliu Maniu, dacă vreți, cu toții au simțit această mare apăsare a fericirii neamului și au rămas copleșiți. Un istoric mare, Silviu Dragomir, mărturisește la 10 ani de la Marea Unire că încă împlinirea aceea din 1918 îl impresiona așa de tare încât nu se putea gândi la momentul acela decât ca la o binecuvântare dumnezeiască. Deci am reușit să ne strângem energiile, să facem România. Imaginați-vă în decembrie, când și reprezentanții Transilvaniei s-au dus în fața majestății sale regelui Ferdinand I-ul și ai reginei Maria și i-au spus că țara se închină. Deci a fost un lucru pe care noi nu-l putem înțelege. Poate unii dintre istoricii mai în vârstă, dacă vom avea forța să le explicăm tinerilor că din nimic am făcut o țară, atunci poate vor fi capabili și generoși să o ducă mai departe. Altminteri, auzim clacând oameni sau mărturisind pe Facebook fel de fel de lucubrații privind Transilvania sau privind Oltenia sau privind Maramureșul, fel de fel de gânduri legate de Carpați ca nu știu ce fel de frontieră sau fel de fel de expresii fără argumentație, care să ne învețe că
ardelenii sunt superiori și moldovenii inferiori, cum citesc acum recent pe Facebook? Se poate, când în Moldova s-au născut cei mai mari creatori de valoare românească și când mișcarea care ne-a modernizat Junimea a funcționat la Iași, să avem impietatea să rostim asemenea lucruri despre ceea ce s-a creat în această țară? Chiar dacă avem subiectivismele noastre, chiar dacă nu ne place ce se petrece până alte părți și chiar dacă acum e o libertate fără limite, bunul simț și responsabilitatea socială ne obligă să fim atenți la ceea ce spunem, pentru că vorba cronicarului, fiecare, într-un fel sau altul, dă seamă de ale sale câte le spune și câte le face. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Transilvania Culturală, o emisiune de dată colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu academicianul Ioan Aurel Pop. Ultima întrebare, domnule profesor, din păcate nu mai putem continua în acest cadru. Anul 2014 este anul centenarului lui Cornelu Coposu, după cum știți, s-a născut la Bobota în Sălaj. Sunt curios, un punct de vedere noastră, despre acest personaj istoric al nostru. A fost fără îndoială cel mai demn urmaș al lui Iuliu Maniu, care a avut un rol așa de important în înfăptuirea Unirii, încât e deprisos să evoc eu figura respectivă. A fost o forță ca de stâncă, un om care știți că a trăit peste 80 de ani, cu toate că o mare parte a vieții lui active a petrecut-o în închisoare. Poate că închisorile l-au fortificat. Aceste închisori care i-au fortificat și pe alții de-a lungul timpului, de la reprezentanții memorandiști, care știți că au făcut ani grei de închisoare la Seghedin, venea din stirpe aceea de transilvăneni trecuți prin viață și cum ar veni hârșâiți de soartă și care nu se speria nici de o amenințare, nici de o vorbă, nu s-a speria nici de ruși, de tancurile sovietice, nu s-a speria de comunism și a avut forța să supraviețuiască până după ce s-a încheiat furtuna. Zaharia Bârsan, știți, când s-a deschis stagiunea Operei Române din Cluj, a spus în 1919: s-a potolit furtuna. L-am văzut prima oară după 1989 pe Corneliu Coposu rostind cu alte cuvinte ceva asemănător. Se potolise furtuna, se putea reveni la matcă și cred că a fost un învățător al neamului, chiar dacă nu l-au înțeles și nu l-au receptat și chiar nu l-au iubit foarte mulți români în timpul vieții, a ajuns ca acei oameni rari și mari să fie iubit mai mult după moarte și să-i fie înțelese învățăturile și duse mai departe, nu de partidul pe care l-a slujit el. Că și partidele ca și oamenii se schimbă, mesajul lui însă este etern și se află printre noi și trebuie să ne străduim să-l ducem mai departe. Domnule profesor, vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiunea noastră, vă mulțumesc și vouă pentru atenție, o zi bună încă tuturor, la revedere!